pirații nigerieni, față de pirații somalezi, sunt mult mai răi, ei vin direct pe navă, au luat 2-3 oameni, îi iau la mal și țin acolo. Pe când pirații somalezi iau nava cu totul, cu echipaj, se duc lângă Somalia, stau acolo și cerc de cer despăgubire de companiei. Ce recompensă? Și pe navă, și pe echipaj. Și măcar stai pe navă, stai cu ceilalți colegi ai tăi, pe când în Nigeria Uh, nici nu ai voie. Noi în Somalia avem voie să luăm când trecem prin zona respectivă uh, niște, sunt companii contractori de servicii de securitate care vin pe vapor și ne apără de pirați. Uh, ei vin uh, în armați cu arme de foc automate și ne apără. În cazul în care se apropie o barcă de pirați, au dreptul să tragă în ei.